Acest proiect de lege prevede două modificări esențiale. În primul rând, se va lua în calcul la stabilirea indemnizației pentru concediul de creștere a copilului perioada lucrată în ultimii 2 ani, deci din această perioadă de 2 ani, 12 luni, măcar 12, cel puțin 12 luni trebuie să aibă femeia care a născut, trebuie să aibă această activitate impozitată. În ceea ce privește valoarea indemnizației pentru creșterea copilului, și aceasta suferă o modificare esențială, și anume se elimină plafonul acela care a reprezentat 3400 de lei și se va lua în considerare 85% din venit, iar pragul de jos al indemnizației nu poate fi mai mic decât 85% din salariul minim brut pe țară. Stimați colegi, astăzi voi aborda o temă foarte delicată. Este vorba de creșterea îngrijorătoare a violenței și a infracționalității în rândul copiilor. Cu această ocazie, pledez pentru înființarea avocatului copilului. Să ne mă justific. Copiii trebuie iubiți de către părinți și de către stat deopotrivă. Copiii nu au culoare politică și nu votează. Nimic nu este însă mai important pentru un stat decât copiii săi. Respectarea drepturilor lor este esențială. Susțin așadar crearea instituției avocatului copilului, alături de reprezentanții societății civile, în jurul proiectului de lege la care lucrăm acum și la care invităm să contribuie toți specialiștii interesați înainte să îl depunem în Parlament. 40 de țări europene au această instituție funcțională și foarte utilă. Însuși Consiliul Europei recomandă acest lucru pentru România. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, iau cuvântul astăzi în fața dumneavoastră pentru a-mi exprima îngrijorarea cu privire la situația tragică în care ne aflăm ca stat în ceea ce privește natalitatea și sporul natural, dar și pentru a vă mulțumi pentru toate eforturile depuse până în prezent în încercarea de a remedia această gravă problemă. După cum bine știți, începând cu anul 1990, natalitatea din România a înregistrat cote din ce în ce mai scăzute. Astfel că în anul 1989 se nășteau 300.000 de copii, în anul 2013 s-au născut puțin peste 200.000, potrivit datelor furnizate de INSE. Aceste date ne plasează, din păcate, pe antepenult în un loc la nivel mondial în ceea ce privește natalitatea. Mai mult decât atât, potrivit estimărilor sociologilor, până în anul 2050, populația României va continua să scadă, ajungând sub 16 milioane de locuitori. Am participat la o întâlnire la care practic ați participat și dumneavoastră, unde s-au stabilit candidații în cea mai mare parte dintre localități. Părerea mea despre organizația FSD de Buzău este neschimbată, este o organizație bună. Cred că la alegerile locale organizația PSD de Buzău s-ar putea să fie printre primele locuri, într-o ierarhie internă, ca și câștiguri electorale. Alegerea domnului Marcel Ciolacu în funcție de președinte a organizației PSD de Buzău s-a devenit o alegere înțeleaptă și bună din punct de vedere politic și cred că se va dovedi și electoral. A arătat că are suficientă maturitate politică, înțelepciune să poată să strângă și să și mărească echipa din partid cu cât mai puține tensiuni. Sigur că împreună cu colegii dumnealui, atunci când a fost cazul, și a fost cazul și astăzi, și au trebuit să ia măsuri nedorite, dar normale și utile, au fost luate.
De asemenea, cred că deciziile luate astăzi, ceea ce privește candidatura pentru municipiul Buzău, în persoana domnului Toma, este o candidatură serioasă, corectă, bazată în primul rând pe respectul față de cetățenii din municipiul Buzău, un om pe care dumneavoastră știți foarte bine, un om respectat, un om în care PSD-ul are încredere că poate face din municipiul Buzău, sau poate continua municipiul Buzău lucrurile bune începute și sigur Buzău trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare nouă.